În al preasfinția sa Teodosie va sosi astăzi la Năvodari. Arhiepiscopul Tomisului va oficia începând cu ora 18 slujba vecerniei la Biserica Buna Vestire din Năvodari. Este ziua în care umanitatea a primit cea mai frumoasă veste și anume venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lume. Această veste a fost adusă de un înger, de Arhanghelul Gavriil, și a fost dată celei care avea să devină Maica Domnului și anume Sfintei Fecioarei Maria. Buna Vestire este unul dintre cele mai mari evenimente și cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Credincioșii prezenți vor putea cinsti moaștele Sfinților Epictet, Astion și Pantelimon, aduse de la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța. Apoi se va pleca în procesiune pe următorul traseu, Biserica Bunăvestire, Centru, Primărie și înapoi la Biserica Bunăvestire.